trenulețele! Bun venit în orașul trenulețelor! Aici bem benzină la micul dejun, iar totul este despre trenuri, șine și aventuri! Vino să te joci cu noi în orașul nostru! Cutia misterioasă. Mă întreb, dacă ar scrie Paris în loc de orașul trenulețelor, ar veni mai mulți turiști? Eduard, simplu nume nu poate schimba nimic. Ar trebui să avem obiective turistice. Cred că până când vom avea obiective turistice, vor mai trece pe lângă noi foarte mulți străini. Faceți loc? Faceți loc? Scuzați-mă, ați primit un colet din Paris? Deschideți-l, s'il vous plaît. Am atât de multe de făcut. C'est la vie. Oh, e din Paris. Oare i-au trimis tot Parisul bunicului tău? Oare ce e înăuntru? Habar nu am. Vom afla când bunicul îl va deschide. Dar bunicul ajunge seara și e mult până atunci. Putem să-l deschidem noi. Nu e bine, Edward. Nu poți deschide pachetul cuiva. Știu eu cum să aflăm ce este în cutie, prieteni. Și asta fără să o deschidem. Acesta e un aparat cu raze X. Cu ajutorul lui putem vedea prin lucruri. Și te-ai gândit să vezi ce e în cutie, nu-i așa, George? E genial! Văd ceva triunghiular înăuntru. Dar tot nu-mi pot da seama ce e. De asta trebuie să deschidem pachetul. Wow! O să văd. Edward, știi, nu ai distrus pachetul, dar i-ai frânt inima bunicului. Ștefan, a venit un pachet pentru mine? Eu am comandat o statuetă ca să-mi amintească de superbul Paris. Parisul. Cu mulți ani în urmă, când eram un trenuleț, am fost la o expoziție în Paris. Ce oraș minunat. Fermecător. Dar nu pot minți. Trebuie să-i spunem bunicului că am spart statueta. Amintirea lui din Paris. Așa e, trebuie să-i spunem. Dar trebuie să-i recuperăm și amintirile din Paris. Eduard, dar cum? Mai știi ce spuneai despre obiectivele turistice? Alo? Oficiul poștal? Știu că e destul de târziu, dar... Dar de ce nu mi-am primit coletul? Ar trebui să fie ajuns deja. Bunicule... Așteptați! Nu vezi că vorbesc la telefon? Bunicule, stai! Nu mai e niciun pachet. L-am spart din greșeală, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Ce ați făcut? Da, știu că nu e bine să deschizi coletele altcuiva, dar noi am... Habar nu aveți cât de mult m-ați rănit. Dai drumul! Bunicule, te rog, iartă-ne că am spart statueta. Ștefan, dragii mei, lucrul distrus era foarte important. Dar ceea ce ați construit pentru mine aici este mult, mult mai prețios. Mult, mult, mai, mult mai prețios, da. Ura! Spuneți-mi, se poate să fi vizitat piramidele egiptene până acum? Dublajul a fost realizat în studiourile Fast Production Film. Prieten, hai, plecăm de dimineață. Noi vom fi prieteni pe viață. Ne așteaptă un drum cu aventuri, așa că nu te opri, nu sta să pornim. Să ne mișcăm cu viteză și mai repede, hai împreună zilnic. Noi ne vom distra, vom învăța, vom cânta, ne vom juca.
trenulețele!